Prin temperaturi ridicate extreme se înțelege temperaturile exterioare ale aerului care depășesc plus 37 de grade Celsius sau corelate cu condiții de umiditate mare pot fi echivalate cu acest nivel. Conform legislației în vigoare, în perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă. Printre acestea se numără reducerea intensității și ritmului activității fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite cu curenți de aer. De asemenea, angajatorii vor asigura apa pentru fiecare salariat, cel puțin 2-4 litri de persoană. Pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor, angajatorii au obligația să asigure apă minerală adecvată câte 2-4 litri per persoană per schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție, asigurarea de dușuri. De asemenea, angajatorii au obligația, pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiții de temperaturi extreme, așa cum le-am definit mai înainte, să ia următoarele măsuri. Asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca pe care o desfășoară lucrătorul, asigurarea primului ajutor și a transportului de la locul de muncă la cea mai apropiată unitate medicală și care poate asigura asistență medicală de urgență, trecerea după posibilități în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. Angajatorii care nu iau măsuri de protecție a salariaților pe timp de caniculă riscă amenzi între 1.500 și 2.500 de lei pentru fiecare abatere constatată.